crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Avem astăzi un premiu de 1600 de euro, mm-hmm. Nu-s puțin bani. Da, pentru că surpriza de ieri, prahoveanul nostru nu știa unde este Sfinxul, care e la 50 de metri de granița județului Prahova. Da, nu era nici ușoară, nici grea întrebarea. Așa a fost să fie. A fost frustrant. Poate dăm banii la Timișoara astăzi, Aldana e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Aldana! De ce proveniență e numele? Ori au vrut să spună Alina și sau Dana și nu s-au hotărât, ci s-au zis Aldana. Nu, din câte știu, e din partea Spaniei, de pe acolo. Dar sunt româncă. Ești româncă, bravo! Bună ziua, Aldana! Bună ziua, Aldana! Vlad e fiert pe spaniolă, ca să zic așa. Ce faci, Aldana? Acasă, la serviciu, pe unde ești? La servici. Cu colegi? Da. Mulți? Multe colege. Multe colege. Ia, bună dimineața, colegilor. Bună dimineața. Ești un domn acolo? Nu, e un cățel. E bun așa, bravo. Bun. Estimați că sunt vreo 4-5 colege, nu mai mult? Vreo 6. 5-6. Da, fost acolo. Am fost bine. Bravo. Păi să vă organizați astfel încât să te și ajute. Ai grijă să nu te încurce, că în cazuri de genul ăsta, dacă ele ascultă radio puțin mai târziu, cu delay-ul de rigoare până ajunge semnalul la Timișoara și așa mai departe, s-ar putea să te încurce. Așa că bazează-te foarte mult pe tine. Da. Ok? Ok, ok. Bine. 6 secunde ai la dispoziție ca să răspunzi la fiecare întrebare. Sper eu corect și după aia te decizi tu de fiecare dată dacă mergi mai departe sau te oprești. Bine. Okay. Hai să începem atunci. Noi suntem pregătiți să-i dăm bătaie. 200 de euro. Ce zici, Vlad? Crezi că e greu pentru colegele? Nu știu, depinde ce pasiune au. Întrebarea este realmente foarte simplă, dar dacă ești oarecum în zonă. Era bine dacă aveați un coleg pe acolo. Așa, de asigurare. Eu zic că dacă dați răspunsul la întrebarea asta, puteți merge până la capăt, fără probleme. Nu, e clar. Hai, curaj, nu vă pierdeți încrederea. Nu e grea întrebarea. Atenție, nu e grea întrebarea. Aldana, pentru 200 de euro, va trebui să-mi spui la ce echipă joacă acum Cristiano Ronaldo. Manchester United. Este! Hai mă, lasă-mă, aole, ce emoții am avut! Bravo! M-ați merit, că sunt, îmi place fotbalul, deci m-ați merit. Bravo! Este 200 de euro pentru Aldana. Băi, asta era, știi, m-am gândit, băi, firar să fie, uite, taman astăzi, de-aia m-am întrebat, dar o fi vreun coleg pe acolo, dar nu e un cățel. Aici erau emoțiile noastre, că era o întrebare din fotbal și conform a ceea ce facem, nu schimbăm întrebările. Da. Tare, bravo, nu bravo. Știm cine intră în direct. Bravo, Aldana. Cu ce echipă ții? Cu cine? Țineam cu Barcelona, da. Bă, poți să ții în continuare cu ei, că o să-și revină la un moment dat, adică... Okay. Zic, o să-și revină la un moment dat Barcelona, nu trebuie să ții cu ei doar când merg bine. Da, uite-te la Rapid. Da, cu Rapidul nu ții, poți să ții cu Rapid, uite, dacă vrei o echipă... Da. Cu tradiție, suntem înfrățiți cu Timișoara, oricum. Hai mă, lasă, că a vorbit frumos cu tine, de ce... Aldana, ai 200 de euro, sunt banii tăi, ai câștigat... Dar va trebui să te decizi acum dacă mergi mai departe și dublăm la 400 sau iei banii. Mergem mai departe. Asta așteptam, bravo! 400 de euro. Am ajuns și la întrebarea din geografie de care vorbeam mai devreme. Ai fost atentă mai devreme? Nu, din păcate nu. Nu nimic, o să fii atent acum. Asta nu e grea, chiar nu e grea. Nu, toate sunt ușoare de acum, după părerea mea, mă rog. Aldana, pentru 400 de euro, va trebui să-mi spui care este capitala Macedoniei de Nord. Skopje.
Ce înseamnă colegele? Cum o cheamă pe colega? Alexandra. Da, știam și eu că numai ce-a fost meciul de la Macedonia de Nord. Da, deci... Fotbalul, cum se întâmplă? Păi, ei, da, nu poți să le păcălești. 400 de euro. Ați fost în vizită în Macedonia de Nord? Topim? Ați fost în vizită în Macedonia? Că sunteți de acolo, din zonă. Alexandra, da. Cum e? Eu în Macedonia n-am ajuns, dar tot voiam să mă duc. Cum e? Copii frumos, în rest, nu știu. Și... Capitala, okay. Practic. Da, din fostă Iugoslavie, numai în Macedonia n-am ajuns. Și în Kosovo, mă rog. În Kosovo, că nu ai asigurare de mașină, nu ți... Da. Mă rog, nu erau. În perioada când mergi tu pe acolo, era și uneori era și periculos. Da, mă rog, da. Așa. Cumva. Aldana? Da. Ați făcut ședință? Sunteți în ședință? Da, ne gândim. Hai, concentrați-vă un pic, că vă simt așa că începeți să alunecați. La cum v-a mers astăzi? Da. Eu zic să mergeți mai departe, n-aveți nimic de pierdut. Suntem la mijlocul jocului nostru, ai câștigat, Aldana, 400 de euro, sunt banii tăi. Uh-huh. Dacă te oprești aici, primești banii ăștia. Sau poți să dublezi la 800. Gândește că ai fost cumva norocoasă, ai prins o zi în care ai plecat de la 200 de euro și poți să ajungi până la 1600 în doar câteva minute. Da. Fetele, ce poți zic? Poți să-l întrebi pe soțul meu. Păi poți să-l întrebi. Unde e soțul tău? E la lucru, dar ascultă, sigur. Păi și ai de pe ce să-l suni? Pe WhatsApp, îi scriu. Ia scrie pe WhatsApp. Să știi că el e de acord cu tine. Hai, scrie pe WhatsApp. Eu îți garantez că el e de acord cu tine. Da, soțul ne ascultă. Cum îl cheamă pe soțul tău? Delon. Aldana și Delon. Da, să avem un băiet pe la Alex. El e mai normal. Asta vă spune, cum a scăpat. Delon. Încurajează să meargă mai departe. Mergi mai departe, da. Mergi mai departe? Merg mai departe. Bravo, mulțumim, Delon, felicitări, Aldana. Uite că am ajuns la 800 de euro. 800 de euro. Și asta este, deci e practic ați luat banii, eu serios. Da. Faceți parte. Nu, vorbesc serios, concentrați-vă. Stați acolo, tu trebuie să spui răspunsul, știi, da? Știu. Da, e atât de simplu. Am să-l rog pe Delon să se gândească deja și la... Și la faptul că ar putea să meargă mai departe, la 1600. Vorba ta, Vlad, e atât de simplă întrebarea că... Da. Am putea să-ți dăm banii direct. Vrei banii direct? Da, sigur. Nu, mai ai 6 secunde de muncă pentru asta. Aldana, pentru 800 de euro, e un răspuns foarte simplu la următoarea întrebare. Cărui vestit medic grec îi este atribuit jurământul ce cuprinde îndatoririle morale ale unui medic? Hipocrate. Dar cum ai zis prima dată? Hipocrate. Dar nu știu simt. Jurământul lui... Socrate, ăsta e din Licenii. Nu, Socrate. Poți să cred că ai zis Socrate. În timpul regulamentar ai zis Socrate și te-ai corectat după ce s-a terminat timpul cu Hipocrat. Nu, Socrate. Hai, mă, că e simplu, jurământul lui Hipocrat. Deloane, o să dai socoteală. Bă, ce rău îmi pare, deci nu vine să cred că ai răspuns până la urmă corect, dar ai răspuns în afara timpului. Da, asta e. Da, nu Socrate. Socrate era cu altă treabă. Of, măi, cred. Măi. Dar ne nu place cred. Că ne-am auzit și ne bucurăm când te-am cunoscut. Și să știi, noi am mai spus, nouă echipei deșteptare ne place foarte, foarte mult la Timișoara. Ne plac timișorenii și ne place atmosfera orașului. Și cumva, bucureșteni fiind, vă invidiem că locuiți într-un oraș atât de... Care, mă rog, nouă ni se pare atât de frumos și de plăcut. Da, noi și mâncăm bine la Timișoara, de asta suntem atât de apropiați. Mulțumim tare mult, Aldana, felicitări pentru răspunsurile tale. Banii rămân la noi, mâine dăm, sper, 2400 de euro. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.